După înfrângerea la limită 0-1 suferită la Afumați, șansele echipei Cenedinicu Golescu la promovare în Liga a treia s-au diminuat considerabil. Cu toate acestea, fotbaliștii mușceleni au continuat să se pregătească, încercând să se mențină pe locurile fruntașe. Partida de pe Municipal cu ultima clasată, înfrățirea Hărman 2-1, a fost una în care mușcelenii au luptat până la final pentru cele 3 puncte puse în joc. Claudiu Ionescu a deschis scorul în prima repriză în urma unei faze de toată frumusețea, aducându-ne aminte de evoluțiile lui foarte bune din urmă cu ceva ani, atunci când reușea să înscrie din toate pozițiile. Avantajul luat de Mușceleni la reușita lui Ionescu a fost eliminat de oaspeți chiar înainte de pauză. Neagu a profitat de o neînțelegere în apărarea mușceleană și l-a executat cu sânge rece pe Tănase, stabilind scorul la pauză. În partea a doua întâlnirii, mușcelenii au forțat golul 2, însă atacanții Ionescu și Dalu au irosit ocaziile cele mai mari. Atunci când nimeni nu se mai aștepta la vreo minune din partea mușcelenilor, Robert Dalu a reușit un gol dintr-o poziție imposibilă, reușind astfel să aducă victoria pe Municipal. A urmat o nouă deplasare dificilă pentru Cenedinicu Golescu, confruntarea de la Alexandria, în care mușcelenii urmau să întâlnească formația Sporting Turnu Măgurele. Echipa din câmpul lung nu prea a contat în atac, cu toate acestea însă cele două formații au intrat la cabine la egalitate, 0-0. În partea a doua, Turnu Măgurele a punctat de două ori în poarta lui Tănase, iar spre final a mai punctat o dată, de această dată, în proprie poartă.